Sucevenii s-au înghesuit încă de la primele ore ale dimineții de luni pentru a-și plăti taxele și impozitele locale pentru anul 2022. Taxele la bugetul local pot fi achitate începând cu 10 ianuarie, în fața primăriei formându-se o coadă de câteva zeci de persoane. Primarul Sucevei Ion Lungu încă de la prima oră a achitat cu chitanța numărul 1 taxele și impozitele locale aferente anului în curs. Trebuie spus că taxele și impozitele locale în municipiul Suceava nu au fost majorate de 10 ani. Persoanele fizice și juridice care plătesc taxele și impozitele până la data de 31 martie, indiferent de natura proprietății, beneficiază de o reducere de 10%. Plata se poate face la ghișeile primăriei cu respectarea regulilor de distanțare, cu cardul pe www.ghiseul.ro, prin internet banking sau prin poștă. Primarul Sucevei Ion Lungu încă de la prima oră a achitat cu chitanța numărul 1 taxele și impozitele locale aferente anului în curs. Am efectuat plata cu cardul la unul din POS instalate la primărie, am beneficiat de bonificație de 10% la impozitul pe apartament și pe cele două mașini. Programul de plată zilnic este între orele 8 și 18. Rugăm cetățenii care vin să plătească la primărie pe culoarul creat până la ghișei să respecte regulile referitoare la pandemie, respectiv purtatul măștii și păstrarea distanței fizice, a anunțat primarul Ion Lungu.